Relația dintre Veronica și Viorel Stegaru a fost una cu suișuri și coborușuri. Cei doi s-au certat, s-au despărțit și s-au împăcat de mai multe ori de când au ajuns în atenția publicului. Într-un final, a părut că totul s-a liniștit între ei, mai ales că Veronica a mai dat naștere unui băiețel, dar lucrurile au luat o altă întorsătură. După a treia naștere, ei au ales să meargă pe drumuri separate, iar Veronica Stegaru s-a mutat la noul iubit. Cei doi soți au ales să se despartă, iar Veronica pare că a găsit persoana în brațele cui să se simtă iubită. Pe rețelele de socializare, i-a postat o fotografie alături de un bărbat, pe numele său Dumitru Cătălin. Nu a vrut să ofere mai multe detalii despre acesta, dar se știe că este mult mai în vârstă decât soție soția lui Viorel Stegaru. Veronica Stegaru și iubitul ei sunt îmbrăcați la fel, iar în fundal este o melodie de dragoste aleasă de aceasta. Din fotografie pare că sunt destul de apropiați, iar Vero are un zâmbet pe față, semn că se simte bine în compania bărbatului.